Știi că au scris cei din Times New Roman, era acum ceva vreme, că o bestie cu chip de om ascunsă sub înfățișarea unui tată și-a dus copilul pe jos la școală. Foarte subtil băieții de la Times New Roman. Și chiar așa este, așa este. Să ne uităm, să ne uităm în fața fiecărei școli, sunt pe 3-4 rânduri puse așa mașinile când exact părinții așa își duc copiii. Și Piatra Neamț, da. Da. Da, și parcă ai un statut aparte când ești primul la poartă, adică nu face mai niciun pas. Da, corect. E destul de complicat și eu stau, din păcate, și pentru mine lucrurile sunt destul de complicate din punctul ăsta de vedere. Eu stau undeva în Piatra Neamț, mai la margine, pe o parte de, în spatele releului, cum vă uitați la stadion, că toată lumea știe releul Piatra Neamț, pe partea opusă a mailului, e o zonă în care s-a construit mai recent, nu prea dezvoltată și nu avem mijloc de transport. Depindem de o mașină personală pentru a duce copiii la școală sau a face lucruri normale, cumpărături, plătit factura la gaz, că noi avem gaz, nu ne încălzim cu bunicul. Care are fierbințeală, bunicul. Da. Acum, ca să fiu un tip modest, n-aș putea să merg cu mașina până într-o stație de autobuz și să merg de acolo cu autobuzul, e clar. Mai spun că unde stau eu e variantă, nu poți să mergi cu bicicleta, că trece tirul, te întoarce invers, te întorci acasă. E destul de complicat, dar ne descurcăm așa și încercăm să fim cât de modești putem. Și cu toate că ai mâncat sandwich-ul și că ai avut grijă tu de tine, a venit debutul, 1993, vorbim în prima divizie. Am jucat două campionate în Liga a doua cu Ceahlăul și am promovat. Dar ai debutat aproape, parcă, la Timișoara, nu? Sau da, știți cu cine am debutat? Știți cu cine am debutat? No. Hai să facem o asociere rapidă. Rapid, acum. Acum, rapid. Cu Poliaș, chiar cu Poliaș am debutat în Liga a doua. Domnul Nicolae Vătafu era antrenor, Dumnezeu să-l odihnească mult, tare mult m-a ajutat și a avut încredere în mine. Aveam 17 ani, nici n-aveam 17 ani și a avut curajul într-un prim meci să mă folosească 20 de minute, iar în al doilea am jucat tot meciul la Oțelul Galați, care a și promovat în acel an. Culmea e că am câștigat cu 3-0 și acolo mi-a rămas ceva în memorie. Am câștigat cu 3-0, toate golurile marcate până la pauză și toate golurile marcate de fundașul nostru stânga, Marian Bârcă, care n-a mai marcat de altfel. Deci alea au fost golurile toate într-o repriză și într-un meci. Da, da, dar pe atunci meciurile în divizia... Scuză-mă, da. Te rog. Ascultă. Nu, voiam să spun că atunci meciurile în divizia B erau meciuri sănătoase. Ca intensitate, nu? Și ca material sau și ca orice. Ne referim... N-am văzut ghilimelele, dacă le-ai pus, trebuie să știu. Da. Erau, da, erau. Bine, și eu vedeam lucrurile altcumva. Veneam din spatele porții, pentru că am fost copil de mingi mult timp. Era visul meu să ajung în locul celor de pe teren. Și mi-amintesc, am vie în memorie o situație, juca Ceahlău cu CSM Pașcani. Scorul era 1-1, eram în spatele porții la care ataca Ceahlău și unul din jucători a șutat, mingea a ieșit în spatele porții, a venit la mine și am încercat să o repun rapid în joc, pentru că era minutul 80, cred. Și de emoții și de trag, de 3 ore am dat mingea în plasa porții fără a ajunge la portar. Tot stadionul vuia, atunci cred că mi-am dat seama că mama e foarte cunoscută, o știau toți. Și am avut o repulsie așa față de fotbal în momentul ăla. Mi-a trecut foarte repede și mă bucur că mi-a trecut, pentru că mi-a adus foarte multe împliniri și foarte multe amintiri. Eu chiar sunt melancolic
și mă încarc cu energie și îmi face bine trecutul. Dar vizita la București ca jucător, de ce a fost atât de scurtă? Cred că echipa era mult peste nivelul meu. Aveam o echipă la FC Național super puternică, cu jucători cu nume. Marian Savu a fost atunci golgheter, Radu Niculescu, Marian Dună, Petre Liță, Curt, o Adi echipă Matei. Senzațională. O grămadă, Adi nu era în perioada în care a fost. Bun, dar chiar și nu puteai să prinzi loc? Da, am jucat, am și marcat, dar nu eram un jucător cheie. Lucrurile s-au schimbat. Ba jucam din start, ba mai intram, n-am fost un jucător care să aibă un statut de titular și să fie acolo decisiv. Corect. Era greu. Am fost un jucător bun pentru ceva, da, dar mai sus cred că mi-a fost greu să ajung. Era greu să câștigi la Piatra Neamț, indiferent cine venea acolo, că la un moment dat se crease mitul ăsta. Că... Da, era foarte. Deci nu era un mit, chiar era pe da, bune. Era... Da, era greu. Era greu pentru că am avut o echipă super agresivă. Nu făceam parte din categoria asta. Eu eram cel care lua la pilă mai cu mecanica fină și după ce rașchetau colegii mei, eu șlefuiam. Și eram o echipă dispusă la efort, la luptă și cu un grup foarte unit. Cred că asta a făcut diferența. Am fost foarte apropiați unii de alții. Am fost două, trei generații apropiate care am crescut împreună. Și aici se folosește care, da? Nu pe care. Două generații, trei care am crescut împreună, apropiați, ne știam foarte bine și unitatea asta de grup a dus forța echipei. De câte ori pe an vă mai aduceți aminte de dubla cu Juventus? Am făcut de vreo 5-6 ani o tradiție de a ne vedea în vacanță. Cred că sunt 8 ani de când ne vedem în vacanța de iarnă, pe 28 decembrie, ne adunăm vechea generație aici Ahlău, facem o miuță, jucăm și apoi ne punem la masă. Foarte tare asta. A doua zi ne mai povestim, cei care am uitat ce s-a întâmplat, ne mai povestim unii la alții cum a fost ieri. Adică pe 29 ne povestim ce s-a întâmplat pe 28. Deci nu vă povesti ce s-a întâmplat cu Juventus, ce s-a întâmplat ieri. Nu, cu Juventus vorbim pe 28. Și pe 29 spunem care și cum, exact ca în Evanghelie. Se iau citate și facem întregul din nou, fiecare pune câte, ca un puzzle, așa. Da. Știi? Dar mai ții minte când ai căzut cu scaunul? Și tot așa până se face ansamblu general. Niciodată n-am reușit să descoperim cine n-a plătit. Asta e altă treabă. Cine n-a pus bani la... Acolo nu ne este. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!